După câteva luni de zile de la alegerile parlamentare, cetățenii din Videre, dar și cei din comunele învecinate, beneficiază de un cabinet parlamentar. Acest cabinet a fost deschis de senatorul Alexandru Mocanu și deputatul Adrian Florescu, doi dintre reprezentanții PDL din Telorman, care fac parte din Parlamentul României. Prin inaugurarea acestui cabinet parlamentar, se speră lărgirea ariei celor care se pot adresa unui parlamentar pentru rezolvarea anumitor probleme. Acest lucru se întâmplă, fie adevărat, după câteva luni de zile, dar a trebuit să perfectăm toate documentele necesare și să încheiem un nou contract cu cel care ne-a oferit acest spațiu pentru acest obiectiv. Este normal și de acum încolo locuitorii acestei zone să fie reprezentați cât mai bine și dacă se poate să reușim să rezolvăm cât mai multe probleme din sau prioritățile pe care aceste zone le are la toate nivelele în aceste cu reprezentanții pe care le avem în toate aceste instituții. Utilitatea acestor birouri parlamentare este de departe dincolo de orice dubiu. Foarte mulți cetățeni în decursul timpului care s-au prezentat la birourile parlamentare și și-au expus problemele cu care se confruntă, problemele care se lovesc și au găsit cu sprijinul parlamentarului, cu sprijinul celor care lucrează la birourile parlamentare și au găsit rezolvarea în multe, multe situații. De aceea eu sper ca prin inaugurarea acestui birou parlamentar aici în nord-estul județului să venim într-un fel și să lărgim aria celor care se pot adresa mai ușor unui parlamentar în vederea rezolvării uneia sau alteia dintre probleme. Deschiderea cabinetului este și o datorie morală față de cetățenii din zona Videle. De asemenea, rolul unui parlamentar este de a îndruma cetățenii către instituțiile și persoanele abilitate în rezolvarea unor probleme care nu țin de competența lor.